Etapa a treia a diviziei A1 programează un joc foarte greu pentru echipa locală de volei. Adversara de sâmbătă a sugevenilor a câștigat recent Cupa României, iar în campionat s-a impus în ambele partide din această toamnă. De cealaltă parte, sugevenii par să se obișnuiască greu cu aerul primei divizii, nereușind să câștige nici măcar un set până în prezent. Meciul de sâmbătă va consemna și un duel între sugeveni, dinamovistul Răzvan Purice fiind nevoit să-și înfrunte fosta echipă. Pentru partida de la sfârșitul acestei săptămâni, Victor Pancu nu va putea conta pe Sebastian Ursachi, jucător care este accidentat. Meciul dintre Dinamo București și CSM-ul LPS Suceava va avea loc sâmbătă de la ora 11 în sala Extreme din capitală.